Mulțumesc, așadar, vă reamintesc că informațiile momentului, bărbatul a fost audiat toată noaptea și a fost reținut pentru 24 de ore. Vorbim despre acest bărbat în vârstă de 52 de ani, care este cunoscut cu afecțiuni psihice, ar lua și tratament și ar fi fost tratat de unul dintre cei mai buni medici psihiatri din Pitești. Tudorel Butoi, psiholog criminalist, este legătură directă cu noi. Mulțumesc, domnule profesor, pentru intervenția la Antena 3. Ies la iveală, domnule profesor, dacă ne auziți? Da, vă ascult. Ies la iveală detalii absolut halucinante despre cum și-ar fi omorât acest bărbat familia. Nu le putem descrie la televizor, dar putem să spunem că armele crimei sunt pietre și ciocan. Ce spune, domnule profesor, asta despre modul acesta pur și simplu halucinant de a-ți omorâ propria familie? Detaliile în cercetare curg. Interogatoriile cu acești indivizi și decriptarea câmpului faptei în asemenea situații prezintă un grad mare de dificultate datorită faptului că noi încercăm cu mintea noastră să decriptăm mintea bolnavă a acestui individ. Deci dezordinea din câmpul faptei, bizareriile, piatra, ciocanul și toate celelalte au un înțeles și un sens numai în mintea lui. De aceea, interogatoriile și din experiență proprie sunt greoaie. Se întind pe zile, pe ore, probele se pun cap în cap, se confruntă și adevărul obiectiv se va materializa într-un adevăr judiciar. Prezintă multe bizarerii, o minte întunecată, o minte confuză, se oglindește în câmpul faptei. Domnule profesor, de obicei un asemenea individ dă niște semnale înainte sau totul se întâmplă pe moment? Din experiența dumneavoastră, din toate aceste cazuri pe care le-ați studiat în ultimii 30 de ani? Sunt situații. Pentru că nu pot să nu mă întreb, domnule profesor, și cred că și opinia publică se întreabă dacă acest bărbat nu a dat niște semne care să fi fost sesizabile de către membrii familiei, dacă ar fi fost agresiv înainte sau pur și simplu a fost un moment, momentul în care a făcut această crimă odioasă. Toți ne gândim la... Din păcate... Cauzalitate. Vă rog să repetați, domnule profesor, pentru că s-a întrerupt. Toți ne gândim la lucruri și am dorit să explicăm situațiile prin binomul cauză-efect. În mintea bolnavă a acestui individ avem de a face cu sintagma imprevizibil. Individul este imprevizibil, are comportamente la care nu te aștepți, care apar brusc, apar intempestiv, care apar dinamic, care apar cu forță și energie și așa mai departe. Există și categoria celorlalți bolnavi psihici care vedem și în viața de zi, care prezintă semnele acestor dezordini. Dar sunt indivizi imprevizibili, așa cum am spus, cu care stai la masă, într-o discuție și care dintr-o dată interpretează greșit anumite lucruri și răspunde cu riposta violentă. Dar, mulțumesc. Dacă mă mai auziți... Da, vă auzim, domnule profesor, vă rog să vă continuați ideea. Da, mă folosesc ca de fiecare dată și de acest prilej pe care dumneavoastră mi-l oferiți, să atenționez nevoia modificării legii bolnavului psihic periculos și neapărat înființarea acelor campusuri preventiv-protective care să-l apere și pe bolnavul acesta nefericit de influențele societății și pe noi, mai ales să ne protejeze de comportamentele lui imprevizibile. Deci un campus care să ia în custodie asemenea personaje potențial explozive trebuie să existe neapărat în fiecare regiune a acestei țări și să fie făcut după normele europene. Și legea civil. Cum să fie schimbată, domnule profesor? Legea la ce vă referiți mai exact? Haideți să discutăm, să ne asculte și cetățenii. După o faptă de bravură, distrugere, incendiere, violență în familie și așa mai departe, bolnavul, la sesizarea
organelor de poliție, este luat și dus la camera de gardă a unui ospiciu, a unui centru de psihiatrie. Acolo este diagnosticat, este sedat, este calmat, îi se prescrie un medicament, e ținut una, două, trei zile acolo, acest bolnav de viață, ce maximă securitate, și e trimis acasă cu medicație ambulatorie. Păi am nebunit la cap. Ăsta acasă nu-și ia medicamentele, consumă alcool, intră în conflicte cu membrii familiei și vecinătatea și ai crima pe loc. De aceea, înființarea unui campus preventiv, protectiv, este o necesitate. Nu mai pleacă de acolo. Mulțumesc, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră. Foarte importante toate aceste sfaturi pe care le-ați dat. Poate se schimbă și legea după acest caz șocant. Poate că este nevoie, așa cum spuneți dumneavoastră, oamenii care au astfel de probleme să fie mai bine supravegheați pentru a fi și noi, să spunem așa, acoperiți, să fim și noi, să nu mai fim expuși ca această familie în cazul unei astfel de crize.